Reabilitarea casei de oaspeți și a grajdurilor aristocratice de pe domeniul Alexandru Marghiloman s-a încheiat și cele două clădiri urmează să fie inaugurate oficial pe 10 mai. Pe data de 10 vom face inaugurare oficială, inclusiv cu sfeștanie, inclusiv cu comemorarea, pentru că se întâmplă ca pe 10 mai să îl omagiem pe Alexandru Marghiloman, de la cărui deces, de la cărui moarte se împlinesc 99 de ani, și cu acest eveniment vom face și un zilele Alexandru Marghiloman, așa cum se știe, de an bun facem la Buzău și la Chișinău alternativ aceste zile ale Alexandru Marghiloman. De data asta la Buzău se va numi Alexandru Marghiloman Restituiri. Casa de oaspeți a fost reabilitată din temelii împreună cu grajdurile de peste drum. Vom avea o deschidere oficială a casei de oaspeți pentru publicul larg, va putea fi vizitată. Casa de oaspeți, așa cum vă amintiți, până de curând, era o ruină, iar acum este o foarte frumoasă clădire care întregește patrimoniul cu istoric și cultural al orașului nostru. Și grajdurile la fel. La eveniment vor participa academicieni, istorici, oameni de cultură din țara noastră și din Basarabia. Vor fi de fapt două zile, sesiunea științifică începe pe data de 9, iar pe 10 se va continua și se va și termina. Bineînțeles, pe data de 10, în afară de reinaugurarea celor două clădiri, titorii ale lui Alexandru Marghiloman, mă refer la casa de oaspeți și la celebrele grajduri în care își ținea caii de competiții Alexandru Marghiloman, vorbesc de caii pur sânge englez, arată extraordinar, o să vedeți și interioarele sunt absolut extraordinare. Până când vor intra oficial și în circuitul turistic, cele două clădiri emblematice vor avea un rol bine definit și în perioada festivalului din luna iunie. Tot aceste clădiri, până vor fi puse și în circuitul turistic, oficial, vor căpăta un sens special în cadrul festivalului BZM Fest din iulie, când la fel buzoienii vor putea servi acolo cafea și se vor putea bucura de expoziții și evenimente culturale. Desigur, cafeaua Marghiloman, inventată de celebrul buzoian, va fi vedeta cafenelei de la parterul casei de oaspeți, care la etaj dispune de locuri de cazare în condiții hoteliere. Vor fi locuri de cazare, da, pe care practic tot noi le vom gestiona municipalitatea. Va fi practic o sursă de venit la bugetul local pentru noi. Primele două încăperi ale grajdurilor vor putea găzdui expoziții de artă și evenimente culturale, cea de-a treia fiind rezervată pentru nobilele animale care se regăseau și pe vremuri la conac. Avem acolo 8, nu mai știu cum să numesc, 8 locuri în care putem să ținem cai pur sânge și ponei și vom încerca să introducem în Parcul Marghiloman, să introducem și partea de echitație, vom avea și un padoc în aer liber și sper ca buzoienii să aprecieze acest lucru. Pentru că Marghiloman n-a fost nu numai un mare om de stat, ci a fost și un mare iubitor de cai și mai ales de cai pur sânge englez. El avea și o hergelie și inclusiv un hipodrom cam pe unde este Apcarom acum, Vaia Apcarom, și bineînțeles aici la Conac ținea cei 18 cai de competiție. 10 mai are o semnificație deosebită și pentru Casa Regală a României și, după cum s-a consemnat în istoria vremii, Regina Maria se simțea fericită ca oaspete al domeniului Marghiloman, unde poposea destul de des.